Vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 4. Voi citi de la versetul 1 la versetul 11, pagina biblică 925. Evanghelia după Matei, capitolul 4. Citesc de la versetul 1 la versetul 11, pagina biblică 925. Unde Evanghelia spune așa. Atunci. Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că ce este scris, el va porunci îngelor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Isus, să nu-i spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, că ce este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească Amin, vreau să vă reașezați Domnul să ne cuteze pe fiecare dintre noi și toată adunarea să spună Amin. M-am gândit zile acestea la un cuvânt pe care să vi-l împărtășesc în numele Domnului Iisus Hristos. Și în timp ce meditam la aceste lucruri, mi-am adus aminte, eram copil, eram la fotbal și la un moment dat unul dintre colegii mei de echipă, în loc să îmi paseze că eram în fața porții și puteam să dau gol, o tras el de la distanță și o dat cu mingea peste poartă. L am enervat și eu, la care el a zis, mai nervos ca mine, lipsească ispita. Mi-a rămas în minte această vorbă, lipsească ispita. Și, Doamne, de câte ori n-am folosit-o și eu. Lipsească ispita când te enervează soția. Lipsească ispita când te enervează soțul. Lipsească ispita, în mod special, când te supără pruncii. Lipsească ispita când te supără cineva în trafic, atunci de trei ori să lipsească ispita. Lipsească ispita în multe situații, numai că realitatea este că nu de puține ori trecem prin Ispite. Biblia ne spune că însuși Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe Hristos și l-a dus în pustie ca să fie ispitit. E adevărat, spune Scriptura, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar la fel de adevărat este că fiecare dintre noi suntem conduși în anumite momente ca să fim ispitiți, tocmai pentru că ispita este momentul verificării noastre spirituale. Adică, vrei să noți? Unde vrei să noți dacă nu în apă? E adevărat, noi suntem învățați de Hristos să ne rugăm să nu fim duși în ispită, numai că uneori totuși ispita vine ca să se verifice relația noastră cu Dumnezeu, să se verifice spiritualitatea noastră a fiecăruia. Și asta și m-am gândit cu privire la ispită care sunt ispitele contemporane, care sunt ispitele pe care le-a întâmpinat Domnul Hristos și pe care le întâmpinăm fiecare dintre noi. Despre acest lucru aș vrea să predic în dimineața zilei și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine l-am intitulat Cele trei ispite din zilele de pe urmă. Cele trei ispite din zilele de pe urmă. În primul rând, în pustiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Prima ispită este aceasta, în pustiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Hristos este în pustiu, în pustiu nu este lume, în pustiu nu este supermarket, în pustiu nu este abc în pustiu nu ai grânare, nu ai grâu, nu ai făină, nu ai ulei, nu ai absolut nimic, în pustiu ești cam singur pe lume, în pustiu nu beneficiezi de anumite resurse materiale, în pustiu nu întâlnești persoane și în pustiu, tot ce lipsă din punct de vedere financiar și din punct de vedere al poftei de mâncare. Adică și dacă ți-i poftă, -ai ce să mănânci. În pustiu, marea provocare a omului este să mănânce să mănânce pentru că este înfometat. Ei bine, în pustiu, diavolul vine și spune în felul următor, ocupă-te mai întâi de pâine. Mai întâi ocupă de pâine. Pentru că știe Dumnezeu că este nevoie. Hristos ajunge în pustiu fiind îndemnat, condus de Duhul lui Hristos, de Duhul Sfânt. Și acolo este ispitit 40 de zile. Este înfometat. Se subînțelege că a băut apă în timpul acesta din textul nostru, dar nu a mâncat. După 40 de zile vine ispititorul satana și îi spune în felul următor. Dacă ești ceea ce a mărturisit despre tine Dumnezeu Tatăl în apa botezului, că ești Fiul lui Dumnezeu, demonstrează mie și demonstrează ție însuți că ești ceea ce a spus Dumnezeu în apa botezului, cum? Transformând aceste pietre în pâini. De ce pietre? Pentru că imediat după această prioritizare a pământescului, a banilor în detrimentul spiritualității, vine imediat o altă ispită crucială și anume lăcomia. Nu zice, auzi, ție ți foame, transformă doar această piatră în pâine, ci zice, transformă pietrele în pâine. Pentru că în momentul în care ești înfometat, parcă ai mânca mai mult, parcă ai face mai multe cumpărători. Și diavolul vrea să-l prindă pe Hristos în această plasă a ispitei și anume să cedeze, să transforme pietrele în pâini și nu numai să cadă în păcatul acesta al neascultării, al asocierii cu satana ca să-i meargă bine, să-și hrănească trupul, ci mai mult după aceea să cadă și în păcatul lăcomiei. Pentru că în pustie diavolul spune mai întâi pâinea, mai întâi banii. Și de la acest mai întâi banii urmează imediat după aceea lăcomia. Cât mai mult să mănânci, cât mai mult să aduni, că știe Dumnezeu că vin vremuri grele. Prima ispită de care ai parte în pustiu este aceasta, ocupă-te mai întâi de pâine. Hristos, Domnul, citează un text din Cartea de Eutronom, capitolul 8, versetul 3, și anume când diavolul îi spune, uh, auzi, transformă pietrele în pâine, el spune, este scris... Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos spune în felul următor, prioritatea nu este pâinea, nu sunt banii, prioritatea este cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea în această dimineață pentru tine, ce este mai important? Cuvântul lui Dumnezeu, biserica, spiritualitatea, rugăciunea sau pâinea cea de toate zile? în pustiu, când te simți singur pe lume, că nimeni nu-ți vine în ajutor. Că poate nici tata, nici mama, nici soția, nici soțul, nici prietenii, nimeni nu sare în ajutor. Că ai anumite lipsuri și dificultăți economice, că nimeni nu este lângă tine, că nimeni nu te ajută. Poate te uiți în conturile tale și bate vântul, poate te uiți în buzunar și nu prea mai ai bani decât pe o zi pe cealaltă. Și spui în felul următor, Dumnezeu știe că eu am nevoie de pâine, ascultă-mă. Cuvântul Dumnezeu este următorul, ascultă-mă. În această dimineață caută mai presus de toate celelalte lucruri cuvântul lui Dumnezeu. Caută mai presus de toate celelalte lucruri împărăția lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu îți va da toate celelalte lucruri pe deasupra. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Chemam odată pe cineva la biserică care de multă vreme n-a mai venit la adunare și am spus în felul următor, i-am spus în felul următor, te aștept duminică la adunare. Știți care au fost cuvintele? Cuvintele au fost acestea, nu am timp, trebuie să fac niște bani. Nu am timp, trebuie să fac niște bani. Și pentru că nu are timp și trebuie să facă niște bani, nu venea la casa lui Dumnezeu. În această zi mă o să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să tratăm cu seriozitate împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar ascultă-mă, în pustiu, prima ispit este aceasta, ocupă-te mai întâi de pâine. Hristos spune pâinea pe locul 2, mai întâi ocupă-te de cuvântul lui Dumnezeu, de mântuirea ta, de sufletul tău, de lucrurile spirituale. Cele trei ispite din zilele de pe urmă, în primul rând în pustiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Un frate îmi povestea că a ajuns într-o funcție importantă în Parlamentul României și îmi spunea felul următor, frate Dan, înainte să ajung în poziția respectivă, un frate din Timișoara, înainte să ajung în poziția respectivă, a zis așa, Doamne, atât ajung în conducere sau ajung în anumite funcții importante, și când dau de bani și de funcții, uită de tine. Uite, eu vreau să fac două lucruri, Doamne, în fiecare zi să am timp de părtășe cu tine și în fiecare duminică să vin la adunare. Mai aveam și alți colegi, alți frați de credință, care duminica s-au ajuns importanți în Parlament, cu funcții importante, cu doi bănuți în buzunar, bun înțeles, nu erau mulți, dar se credeau mai important. Și duminica mergeau la vânătoare, duminica mergeau la iarbă verde, la recepție, am zis așa, Doamne, eu am văzut pe mulți care au început bine. Și cum au ajuns să o leacă cu bani și cu funcție, le-au luat o lecuță de putere pe care o le au avut le-au luat, le luat mințile. Și, Doamne, eu vreau să fac legământ cu tine. În fiecare zi să am timp de părtășie, Biblie și rugăciune și în fiecare duminică să fiu nelipsit de la adunare. Și mi-a spus în felul următor acest frate, zice, frate Dan, după ce mi-am terminat mandatul din Parlament, am putut să spun că atât cât o ținut de mine, duminică de duminică am fost la adunare și în fiecare zi, indiferent câte responsabilități aveam pe cap de rezolvat, eu aveam timp de rugăciune și de scriptură. Și am zis în felul următor, mai importantă decât funcția mea trecătoare, mai importantă decât banii mie, decât relațiile, decât conjuncturile, mai importante decât toate acestea este, sunt lucrurile spirituale, să-mi fac timp de Dumnezeu, să-mi fac timp de Biblie, să-mi fac timp de rugăciune, să-mi fac timp de cuvântul lui Dumnezeu. Cele trei ispite din zilele de pe urmă. Prima ispite este aceasta în pustiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Hristos a ocupat și de pâine, dar secundar a fost pâinea pentru Hristos. Pentru Hristos, prioritar a fost totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că Iisus Hristos, S-a dus undeva într-un pustiu. Și în pustiu erau lipsuri, nu, era, nu erau BC-uri, nu erau moluri, nu avea de unde să-ți cumperi mâncare, nu erau restaurante. Și la un dat în pustiu, el începe să predice Evanghelia și spune Scriptura că i-a învățat multe lucruri, spune Evanghelistul Marcu, i-a învățat multe lucruri. Și după ce i-a învățat multe lucruri, oamenii au flămânzit. Pot eu fi ascultat predica 5 ore, 6 ore, 8 ore. Și la un moment dat au flămânzit. Și Hristos le spune felul următor. Au zis, ce mâncare avem noi aici, cam câți bani avem, ce pâine avem, ce știți voi? Și unul dintre ucenici, probabil care era cu bani, zicea, ce să avem? Avem uh, 200 de zile de muncă, dar auzi, și dacă avem bani aceștia, la această mulțime de oameni, era undeva la vreo 20 de mii de oameni. Erau numărați doar bărbații undeva la 5.000, fără femei și fără copii. Teologii spun că erau undeva la 20 de mii de persoane. Doamne, ce să facem cu 200 de lei cu 20.000 20 de, de persoane de hrănit. Doamne, de unde să le dăm să mănânce? Și Domnul zice, auziți, duceți-vă prin trei oameni și vedeți câte pâini sunt. Și vine unul dintre ei și spune, auzi, Doamne, ne-am interesat, toate pâinile de aici sunt cinci, cinci la număr, cinci pâini mici, dar ce să faci cu ele? Și puținul acesta, aceste cinci pâini, doar cinci pâini, în mâinile lui Hristos, devin o mare binecuvântare. Hristos ia cele cinci pâini, spune Scriptura, le ridică spre cer, le binecuvântează, rostește numele Domnului peste ele, le frânge și apoi hrănește mulțimea aceea de 20.000 de persoane. 5.000 de bărbați plus femei și copii, undeva la 20.000 de persoane. Și după ce au făcut lucrul acesta, încă s-au strâns multe coșuri cu firimiturile. De ce? Pentru că puținul meu, puținul tău în mâna lui Hristos și în mulții de Hristos devine o mare binecuvântare. Când tu spui mâna, în mâna lui Hristos, când tu spui bani, când tu spui timpul, când tu spui resursele, la îndemâna lui Hristos, Dumnezeu binecuvântează puținul tău și puținul acela ți ajunge. Și nu doar că ți ajunge, devine o binecuvântare pentru alții. Dar ce vreau să spun? Uită-te să vezi, Hristos a privit ca pe o chestiune secundară hrănirea. Noi suntem preocupați de o evanghelie foarte socială și de multe ori m-am auzit pe mine, Doamne, aș vrea cu tare lucruri, aș vrea mașina cu tare, aș vrea casa cu tare. Și asta și m-a gândit un dat, bun, bun, dar pentru lucrurile spirituale te rogi? Eu te întreb în dimineața aceasta, tu când te rogi, pentru ce te rogi? Nu așa că ne rugăm de cele mai multe ori pentru lucrurile materiale? Sănătate foarte bună, mașină scumpă sau mașină bună, casă, apartament, haine, concedii. Tot felul de lucruri de felul acesta. Iubiți mei, cel mai important în viață este să-L avem pe Dumnezeu și cuvântul Lui în viața noastră. În postiul diavolul spune, ocupă-te mai întâi de pâine, lucrează mai mult dacă se poate chiar și duminica, du-te și fă niște bani, că știe Dumnezeu că ai nevoie. Auzi, dimineața, ce să stai tu 15 minute să te rogi și să citești Biblia, când tu te poți duce să câștigi niște bani în plus, sau să stai puțin să te uiți, să vezi ce se întâmplă în media. Din păcate, atâția creștini de o culoare sau de alta, pentru că o stal, baptiști ortodoxi, își încep ziua cu altceva decât cu Dumnezeu, pentru că nu au timp, li se pare că e pierdere de vreme. Să-i spui unui om, mă, te așteaptă Hristos la adunare duminică dimineața, nu te du la vânătoare. Hristos e în adunare și te găsești pe tine la vânătoare. Păi dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, te aduce în adunare. Dacă pleci în altă parte, nu ești plin de Duhul clar. Auzi, te așteaptă Hristos în adunare și tu spui, dar eu mai vreau 50 de lei în plus. Și slujba în adunare zici, eu nu mă duc, nu mă duc că n-am timp, vreau să fac bani. Tu zici în felul următor, e vreme bună, eu mă duc la strand, cam știe Dumnezeu că e nevoie și Hristos e în adunare și tu nu ești nicăieri. Păi dacă El vine aici și îți dă întâlnire și tu nu vii, spunem cum îl tratezi pe Hristos? Cum îl tratezi pe Hristos? Cum te simți, de exemplu, adică cum ai tratat, cum ai vediat tu omul acela? Ai mai pune preț el. Să te zici, mă, mă întâlnesc cu cineva. Mă întâlnesc cu persoana respectivă și tot te duci. Și când ai ajuns acolo, el nu-i nicăieri. Îl sunt tu, am totul, stai 15 minute, jumătate de oră după el și să vă dar pe unde ești? A, m-am dus, nu știu, să văd un film undeva. Hai să fim cinci, ce ai zice despre el? Bă, așa am mie și cunoștință să nu mai e niciodată. Ce zice oare Domnul când noi venim la adunare numai că nu avem noi chef. El vine duminică de duminică la adunare și noi nu suntem. Oare nu înseamnă asta că noi căutăm mai presus de celelalte lucruri, lucrurile pământești? Eu nu vorbesc acum despre a avea un serviciu care necesită ca duminica să fie la serviciu sau, nu știu, să fii într-o situație urgentă, să te duci undeva. Eu vorbesc de un om care are agenda pe mâna lui și creonează el cum vrea lucrurile. De ce muncim duminica? De ce nu avem timp de rugăciune și Biblie în cursul săptămânii? Hai să fim cinstiți, din cauza banilor. Banii ăștia ne fură toată energia, ne fură toată atenția. Banii sunt buni. Dar spunea Toma Diaguino, spunea în felul următor, banii sunt un slujitor bun, dar un stăpân foarte rău. Diferența este că banul e bun, dar iubirea de bani zice e rădăcina tuturor lor și cine caută să îmbogățească mai presus decât împărăția Domnului zice, se străpunge singur cu o mulțime de chinuri și ajunge într-o situație jalnică. iubiți mei, în pustiu când ducem lipsă, când nu avem bani, când știe Dumnezeu că avem nevoie să ne punem apartamentul la punct, să ne facem o casă, să ne cumpărăm o mașină, știe Dumnezeu că e nevoie. În pustiu suntem tentați să fim preocupați mai mult de pâine. Doamne, eu te rog frumos, transformă piatra aceasta în pâine. Transformă pietrele acestea în pâine. Dar se întâmplă dacă nu le transformă Domnul, le transformă tu. Și nu te, nu te oprești doar să transform o piatră în pâine, ce vrei ca toate pietrele din jurul tău, toate oportunitățile care vin în viața ta să se transforme în pâine. De ce? Pentru că prinde în tine și Duhul de Lăcomie. Transformarea aceasta a pietrei în pâine este asociată imediat cu lăcomia. Și lăcomia atrage judecata și pe diapsa lui Dumnezeu. Și în loc să-l vezi pe Dumnezeu că-ți bine contează munca, Dumnezeu se pune de a și muncii tale. Și în loc să-l vezi pe Dumnezeu că-ți bine contează businessul, Dumnezeu zice, auzi, eu mă pun de a curmezișul. Iubiții mei, să ne ajute Domnul în postiu, când nu avem pe nimeni lângă noi să ne ajute, când situația este dificilă din punct de vedere economic, când nu avem pâine, poate din belșug pe masă, când ducem lipsă, când avem nevoie de bani și nu ne ajung. Să ne ajute Domnul în postiu, să ne ocupăm mai întâi de Evanghelie, mai întâi de biserică, mai întâi de rugăciune și apoi Dumnezeu va purta de grijă. Așa de frumos spune regele David, era bătrân David și spune felul următor, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihărit părăsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Te rog remarcă pe cine spune David că nu l-a văzut părăsit. Adică Dumnezeu când e omul credincios, așa lucrează el. Mai devreme sau mai târziu, pruncii lui sunt în preajma lui, familia lui este în preajma lui, oamenii sunt în preajma lui. Nu l-am văzut pe cel neprihănit părăsit, dar mai presus de toate Dumnezeu este lângă el. Și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. De ce? Fiul acestui tată, fiul lui David Solomon, regele următor, zice în următor. Completează vorba lui Taichesu, căci prea lui Dumnezeu le dă pâine ca în somn. Am, am un amic care e pe ajutor social în Europa. Și frate Dan, la mine se împlinește -mi cuvântul. Nu fac nimic, bacardo și vin banii. Asta e o situație excepțională. Dar vezi că Dumnezeu îți dă pâinea acea de toate zile și Dumnezeu îți dă propășire. Odată veneam cu avionul și am venit cu... Făcea el să nu zic interlop, dar făcea el multe prostii. Era Arădan. Și era foarte supărat, zice, bă, eu dau tunuri de zeci de mii de euro. Și și-am dus în construcție cu casa. Rogă te Dumnezeu zice, să nu mă prindă. Mai am câteva și apoi mă las. Nu știu ce să fac, să mă rog, să nu mă rog. Dar zic, bă, mă m-aș ruga pentru tine să și Domnul să te lași de chestia asta, să n un rău. Știți, zice, să zicem în felul următor, fratele meu, zice, ăsta e nelipsit de la biserică, el cântă, zice, slujește Domnului, e la a doua casă pe care și-o face. Și zice, pentru mine e o ciudățenie, crede-mă, îți Dumnezeu, ce cu în avion toată mai e mai ales când se fac turbulențe în avion, toți sunt foarte religioși și spirituale. Și ce în felul următor, frate meu, zice, cu un salar mic, zice, e la doua casă pe care și-o face. E adevărat, i dat părinții la toți loc de casă, că au avut de unde, dar frate meu, zice, e la a doua casă pe care o face. Eu cu venituri de zeci de mii de euro, pentru că mi-au spus după aceea cu ce se ocupă și mai departe, zice, cu zeci de mii de euro, de, de mine nu se leagă nimic. Am bani, îi bag în cluburi, îi bag în tot felul de prostii, în haine scumpe în relații morale, îi bag în droguri, îi bagă în alcool, în jocul din rog, zice, cum vin banii așa se duc? Și zic, zice el către mine, auzi, frate meu care nu câștigă, câștigă foarte puțin, zice, la doua casă, eu cu toți banii pe care i-am, zice, uite, nu se leagă nimic. Și mi-aduc aminte și mi-am adus aminte de cuvântul lui Hristos. Acei peștișori puțini, acele pâini puține, cinci la număr și doi peștișori, în mâine lui Hristos devin o mare binecuvântare. Și încă ceva, ascultă-mă, hrănești toată casa ta cu puținul pe care ți-l dă Domnul și încă ceva, mai pui ceva deoparte. Văzutați ați oameni care ar pentru Dumnezeu. Mă, nu câștigă mult, dar au și rezerve. Văzut ați palții câștigă de numai numai, dar n-au timp de Dumnezeu. Mă, parcă nu se leagă nimic. De ce? Pentru că binecuvântarea Domnului, spune Scriptura, aceasta îmbogățește. Lasă-L pe Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar când te binecuvântează Dumnezeu? Când în pustiu, tu nu cauți mai presus de toate celelalte lucruri pâinea de pe pământ, ci pâinea cerească pe Hristos, biserica, rugăciunea și Dumnezeu îți va purta de grijă. Cele trei spite din zil de pe urmă, prima ispită, în postiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Doi, la templu, vreau minuni ca să pot crede. A doua ispită pe care o trăiește Hristos și o trăim fiecare dintre noi și noi la rândul nostru îl ispitim pe Hristos, este aceasta. La templu, în prezența lui Dumnezeu, vreau minuni ca să pot crede. Îl ia diavolul pe Hristos din postiu și îl duce la templu. Templul era avea un acoperiș plat. Îl urcă pe Hristos pe acoperișul templului și spune Iosif Flavius, cel mai important istoric evreu, îl duce pe Hristos în partea aceea cea mai abruptă a templului. Dacă priveai în jos, înspre Valea Chedron, era o înălțime undeva sau o adâncime de 150 de metri. Cu alte cuvinte spune Satanaus, îs 150 de metri dacă tu te arunci de aici și vin îngerii, cum spune cartea psalmilor, psalmul 91, versetele 11 și 12, Vin îngerii și te apucă de mâini La 150 de metri, numai o minune dumnezească poate fi Îmi demonstrezi și mie că ești fiul lui Dumnezeu Îți demonstrezi și ție că ești fiul lui Dumnezeu Și încă ceva, le demonstrezi și celorlalți că ești fiul lui Dumnezeu De la 150 de metri, oricine cade pe pietrele acestea se prăpădește Dar dacă tu nu te prăpădești Înseamnă că ești ceea ce a spus Dumnezeu despre tine apa Iordanului Că ești fiul lui Dumnezeu Cu alte cuvinte, la templu, vreau minuni ca să pot crede Doamne, de câte ori n-am spus eu, vreau, Doamne, minuni ca să pot crede. Eu din toată lumea cred în minuni. Dar vedeți, nu totdeauna se întâmplă minuni. Întrebarea este că nu se întâmplă minunea dorită. Ce faci? Mai crezi în Dumnezeu sau nu mai crezi în Dumnezeu? Lev Tolstoi avea undeva la 10-12 ani, avea două mătuși foarte religioase și s-au dus cu ele la biserică. Și preotul a vorbit despre credință, că dacă ai credință se fac lucruri extraordinare. Și o venit Lev Tolstoi, era dintr-o familie foarte bogată, s-a dus sus la etaj, o deschis geamul și s-a aruncat de la geam crezând că poate să zboare. Și a Doamne ajută-mă să zbor. am credință că pot să zbor. Și a din mâini. Din păcate nu a putut zbura. Din păcate s-a lovit de numai. Nu m-a început să plângă, dar spune Tolstoi, mi-am pierdut credința pentru câțiva ani de zile, că Dumnezeu n-a făcut minunea pe care eu mi-am dorit-o. Și asta și mă gândesc, câți dintre noi, câți dintre noi nu avem anumite așteptări de la Dumnezeu? Câți dintre noi zicem, Doamne, dacă mă iubești, fă cu tare lucru. Doamne, dacă tu ești atât puternic, schimbă conjuncturile. Dumnezeu face minuni, dar nu întotdeauna Dumnezeu face minunile pe care noi ni le dorim. Dar noi spunem ca și evrei altădată, Ioan 6 cu 30, ce semne faci tu ca noi să credem în tine? Cu alte cuvinte, ce minuni faci tu, Doamne, ca noi să putem crede în tine? Profetul Habacuc are niște cuvinte foarte interesante. Multă vreme nu le-am pătruns semnificația. El spune în capitolul 3, versetele 17 și 18 așa. Chiar dacă acest chiar dacă nu înseamnă că nu se va întâmpla ceea ce el așteaptă să se întâmple, minunea lui Dumnezeu, el nădăjduiește minunea lui Dumnezeu, dar spune, Doamne, eu aștept minunea și în timp ce aștept minunea și mă rog pentru a și tânjesc după ea și sper, Doamne, să se săvârșească minunea, eu spun, chiar dacă minunea nu se săvârșește, Doamne, Minunea nu se săvârșește, eu tot rămân lângă tine. Chiar dacă, zice el, smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi, chiar dacă pământul se va usca, iarba se va usca, nu va mai putea să-mi hrănească turmele, chiar dacă oile vor pieri din staule, boi din grajuri, chiar dacă, Doamne, eu nu mă aștept la așa ceva, eu aștept minunea, eu aștept propășirea financiară, eu aștept har, eu aștept îndurare, dar chiar dacă nu se întâmplă minunea, eu tot mă voi bucura în tine. Tot mă voi bucura în tine, Dumnezeul mântuirii mele. Cu alte cuvinte spune Habacuc, eu vreau minune în viața mea. Eu vreau minune în situația mea, dar dacă Dumnezeu, în suveranitatea lui, nu face minunea așteptată, asta nu înseamnă că eu mă las de el. Asta înseamnă că eu mă țin de Dumnezeu și cu toată viața mea, cu toată puterea mea, mă țin de Dumnezeul meu. A doua ispită pe care ți-o aduce în față diavolul, i-a dus-o lui Hristos și ți-o aduce ție, este minuni. Vreau minuni ca să pot crede. Dacă nu se întâmplă minune, eu nu mai pot să cred. Dacă nu mă vindecă Domnul, cum să cred în, în El că e Dumnezeu? Dacă nu-mi dă Domnul banii de care am trebuință și mi-a -mi banca proprietate, cum să mai cred în El? Dacă nu mântuiește Domnul pe cel drag mie din casă și mă mai lasă nebunia lui și nu-l nu schimbă de îndată, nu știu, într-o lună, într-un an și deja Trei ani, cinci ani deja. Cum să mai cred eu în el? Vreau minune, vreau să-mi cumpăr situația, mașina acea, casa aceea, vreau să scap din situația aceea dificilă. Dar dacă nu se întâmplă minunea, mai pot eu să cred în el, în suveranitatea lui, în bunătatea lui, în dragostea lui? Mai pot eu să cred în Dumnezeu? Povestește-o dat un frate că avea o datorie de 10.000 de euro. Și-o făcut greșeala și ăla din biserică i-o dat 10.000 de euro și el că cerut de la un din biserică. Cale sigură spre a-ți distruge multe prietenii să să dai la un prieten foarte apropiat bani împrumut. Eu mi-am întâlnit câteva relații în felul acesta. Am dat și după aceea când ne-am cerut, s-a supărat, nu răspundea la telefon. Mai am și bani care au rămas pe drumuri. 100% toți avem astfel de situații în viața noastră. Și fratele ăsta cere de la altul din adunare 10.000 de euro. Acești euro nu au venit cum o trebuit să vină și mai erau câteva ceasuri și în următoarea zi, duminică era la adunare, lunea trebuia să ducă banii, 10.000 de euro. Și au auzit o predică despre credință, despre preocuparea Domnului pentru problemele noastre. Și îmi povestește, zice, frate, dar cum crezi că m-am rugat eu în adunare? Doamne, dacă tu existi cu adevărat, eu cred că există, dacă existi cu adevărat, dacă îți pasă de mine, dacă mă iubești, dacă pui preț pe mine, cum zice profetul lui Isaia, te rog, nu mă lăsa la rău și la necaz. Mâine trebuie să dau 10.000 de roșii, n-am banii. Te rog frumos, lucrează la inima lui să-mi toată datoria și la final să, spune, să spună, te-am iertat, nu mai să dai nimic. M-am rugat, frate, zice, din toată inima, așa ceva mai rar. Și în timp ce așteptam eu minunea, zice, dintr-o dată mi-a venit în minte următorul gând. Bun, bun, dacă zice mâine când îți dă pacea Domnului, te aștept mâine la dimineață la birou cu banii, că am nevoie de ei. Nu mai crezi. Și a, am înțeles un lucru, da, mă aștept la minuni într-un fel sau altul, să-mi deschidă Dumnezeu oportunități de a face bani, nu știu, Dumnezeu să lucreze într-un fel sau altul, să propășească munca mea. Dar am înțeles un lucru, se întâmplă uneori să nu vină minunea așteptată. Dumnezeu face minuni, noi trebuie să așteptăm până în ultima clipă, să ne rugăm și Dumnezeu face minuni. Dumnezeu vindecă oameni vindecabili. Eu și soția mea medical vorbim, niciodată nu puteam să avem copii. Asta avem doi copii, fără nicio intervenție medicală. Alții bolnavi, ai fi spus, mor în câteva zile. Au făcut o intervenție chirurgicală și prin mâna doctorului Dumnezeu a vindecat. Slăvi să fie numele. O, au fost oameni într-o într situație jalnică din punct de vedere financiar. Le lua gata banca, le lua toate proprietățile, toată casa, -ul. ce mai avea ei. S-au rugat și Dumnezeu a făcut mine pentru ei. Dar nu întotdeauna se întâmplă aceasta. Și s-ar putea tu să fie excepția dacă tu crezi că Dumnezeu trebuie să facă o minune ca tu să crezi în El, ascultă-mă, s-ar putea Dumnezeu să te lase la încercare să spună, tu crezi în mine doar dacă vezi semne și minuni? Cei mai mulți creștini la ora actuală cred în Dumnezeu doar dacă văd semne și minuni. De fapt, suntem ca evrei altădată. Am văzut purtarea lui de grijă, am văzut iertarea lui, am văzut mântuirea lui, am văzut ajutorul lui. Dar zice, auzi, Doamne, dacă tu ești în mijlocul nostru, dacă tu ești în casa noastră, dacă îți pasă de noi, dacă ne iubești, vrem să vedem semne și minuni. Profetul Habacuc spune chiar dacă. Și în spatele acestui chiar dacă se ascunde speranța, nădejdea unei minuni. E dreptul tău să crezi minune. E dreptul tău să te roși pentru minune, să o aștepți. Dacă zăbovește, spune profetul, așteaptă-o și Dumnezeu va lucra. Dar ascultă-mă, nu spune, auzi, eu cred doar dacă Dumnezeu mă umple conturile, eu cred doar dacă Dumnezeu mă vindecă, eu cred doar dacă Dumnezeu îi schimbă inima la nivastră, îi schimbă inima la bărbatul meu, Dumnezeu lucrează la inima fiului meu, a fetei mele, Dumnezeu îmi deschide oportunități fantastice de business, eu cred doar dacă se face minune. și dacă nu se face minune, ce faci? Treapta cea mai puternică a spiritualității este să treci cu Dumnezeu prin foc. Să spui, Dumnezeul meu poate să mă izbăvească, dar chiar dacă nu mă izbăvește, ca prietenii lui Daniel, chiar dacă nu mă izbăvește, eu totuși cred în Dumnezeu, eu știu că Dumnezeu este în control. Din toată inima mă rog, Dumnezeu să facă minuni în dimineața aceasta. Dumnezeu să lucreze pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu a făcut minuni în viața mea. Două minuni indiscutabile cel puțin două minuni indiscutabile. Dar ascultă-mă, nu întotdeauna Dumnezeu face minunea pe care ți-o dorești. Și dacă tu zici așa, Doamne, eu cred în tine doar dacă faci minunea, s-ar putea la un moment dat să te îndepărtezi de Dumnezeu. La templu în prezența Domnului, la adunare, acasă când te rogi, când citești Biblia, când postești, când te apropii de Dumnezeu, devii spiritual, vine minunea aceasta, vreau minuni, vine această ispită, vreau minuni ca să pot crede. Dostoevski spunea la un moment dat în felul următor, pentru unii, minunile efectiv sunt lucruri care te apropie de Dumnezeu, pentru alții, zicea un filmător care umblă numai după minuni, sunt lucruri care efectiv îi secătuiesc din punct de vedere spiritual. Uitați-vă la oamenii care toată ziua vor numai minuni și dacă nu e o minune se lasă. Uitați să vedeți, sunt plini de râvnă, după aceea nu mai nu vezi nicăieri. iubiți mi să ne ajute Domnul să credem în minuni, să așteptăm minunile, să ne dorim minunile. Dar dacă nu vine minunea, să nu zicem nu cred. Eu cred chiar dacă tu nu faci minuni, Doamne. Eu cred că tu poți să lucrezi și aștept să lucrezi. Atitudinea corectă este a lui Hristos. Hristos spune în felul următor, auzi, este scris, este scris, spune Domnul Iisus Hristos, când zici, auzi, aruncă-te jos de aici și te vor prinde îngerii să nu te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris să nu-i spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Când vrei toată ziua minună, și dacă nu-i minune, tu nu mai crezi, dacă nu-i minune, tu nu te mai roși, dacă nu-i minune, tu nu mai vii la biserică, dacă nu-i minune, nu mai deschizi Scriptura, ascultă-mă, ești foarte vulnerabil și îi spitești pe Dumnezeu. Iubiții mei, cele trei spite din zile de pe urmă, unul în pustiu, ocupă mai întâi de pâine, doi la templu, vreau minun ca să pot crede. Trei pe munte, scopul scuză mijloacele. Pe munte, scopul scuză mijloacele. Îl urcă undeva sus pe un munte, nu-i vorba de un munte fizic aici, e ai, vorba de o ispită la nivelul minții, Everestul are 8848 de metri, dar nici de acolo nu se văd toate împărățiile lumii. Aici este vorba de o ispită la nivelul minții și spune în felul următor, uite, toată gloria acestei lumi probabil arătat cel mai puternic imperii ale vremii, tot luxul, tot confortul, tot ce era mai, mai spectaculos în această lume și zice, pe toate ți le voi da ție. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie, pe care era scopul lui Hristos? Nu să cucerească toată lumea pentru Dumnezeu? În cartea profetului Isaia, capitolul 45, versetul 23, stă scris Orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos, orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu Ăsta era scopul lui Hristos, ca toți oamenii să se închine înaintea lui, să fie mântuiți Și diavolul vine și spune, auzi, dacă mi te închin mie, auzi, scopul tău este bun Dar mijloacele sunt discutabile, de la situație la situație, din epocă în epocă, de la caz la caz și spune în felul următor, dacă te arunci cu fața la pământ, te închin mie, toate sunt ale tale, pe toate ți le dau ție. Și Hristos spune în felul următor, scopul este foarte important, dar și mijloacele sunt importante. Și spune, pleacă de la mine, satan, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Pe munte însă te ispitește cu acest gând, scopul scuză mijloacele, auzi, dacă faci niște bani în plus, de ce să nu mai faci câte o șmecherie? Dacă faci un ban în plus, de ce să nu mai minți, de ce să nu mai bărfești? dacă, nu știu, strălucește gloria lui Dumnezeu, de ce să nu zici puțin așa mai deosebit? Erau doi, doi soți odată, stăteau de vorbă cu cineva, le povestim situația aceasta și au început să povestească bărbatul, era și soția lângă el, le povestim la alții, cum au avut ei parte din accident și s-au rostogolit mașina de câteva ore și s-au dat de vreo 10 ori peste cap, dar nici nu s-au îndoit, da, tabla. Și așa de frumos a lucrat domnul în chip de minunat. Nici tabla pe mașină s-a îndoit. De vreo 10 ori, din peste cap, s-a oprit acolo, nu știu ce. Nevasta zice, Bun, ăsta era mirat, îți dai seama cum i-a protejat, cum i-a apărat Dumnezeu. Niva s să uita așa la el ca la felul patru. Să uita la el, nu se nimic. El, hai de mine, cum i-am rostocolit cu mașina, în stânga, în dreapta, peste cap. Ia să uita așa, mă, noi, noi am fost acolo sau nu noi? Și eu am fost pe acolo, să uita așa, mă, da, zice, ți aduce aminte? Nu, no. ce să ziceam dacă zice bărbatul și trase din cap? Zice, ce zice, fai mare Dumnezeu, cum v-a apărat Dumnezeu, cum v-a salvat Dumnezeu, v-ați dat de cu mașina peste cap și n nici, nici tabla la capul, nimic, zice. Nici numărul nu a căzut de -a la mașină. Extraordinar. După ce merge omul minunându-se, slava Domnului, slava Domnului, și neva să orle în floritor, nu? Apoi nu lea cât de tampon am avut, ce? Mă lea când tamponat. Da, zice, dragă, dar altfel o slava Domnului. Și stau să mă gândesc de câte ori nu suntem noi așa, nu așa? Slavă Slava lui Dumnezeu! Apoi dacă ai și o motivație frumoasă, păi nu-i bine să le mai o lecuță, le mai tomnești vorba aceea. Uh, un frate mi-a povestit că el, el, avea business de mașini în, în, Europa și zice, frate, ce la mașini ca să vinzi bine, Trasă să zici multe. Și când am zis eu că trebuie să zici multe și că am greu să te ții și de pocăință și așa, ce m-am gândit eu? Mă, ca să pot avea vânzări bune și să nu se supere domnul pe mine, am mers la păstor și am zis, frate, dau zecioală din tot. Am o leac mai trasă să mint așa, că nu-s chiar atâția kilometri cât sunt, că sunt o lecuță mai puțâni, că mașina n-are probleme cu aia, că nu-i lovită, e frumos, e așa o lecuță suflată, dar nu-i lovită, liniștit. Deci, atâta ziceam de numai numai. Dar scopul meu a fost bun, zice frate, pâine bună pe masă, bani pentru soție, pentru copii, să dau și bani la adunare. Nu a fost motivația rea. Motivația a fost bună. Numai, vedeți, scopul, scopul nu scuză mijloacele. De multe ori noi credem că scopul scuză mijloacele pe munte, de fapt, când ai perspectiva succesului, câștigului, diavolul spune, auzi, scopul scuză mijloacele. Vrei bună stare financiară pentru casa ta? Foarte bine. Vrei propășirea lucrării? Foarte bine. Auzi, mai fă tu ce faci că o să fie bine. Pe munte, diavolul spune, scopul scuză mijloacele. Spune Scriptura la un moment dat că Saul este pe câmpul de război, așteaptă să intre în război cu filistenii. Filistenii au o mie de care de război, vreo șase mii de călăreți. Deci o armată foarte, foarte numeroasă. Saul se uită la lui, a lui toți tremură, toți sunt înspăimântați, la un moment dat nu mai vede pe câte unul că se ascunde pentru un tofiș. Bă, ce face acolo? Stau aici să văd ce se întâmplă, cum e la umbră. Altul fuge prin crăpăturile stâncilor, unul fuge prin nu știu ce stâne de oi și nu mai vede cum încet, încet se uită în stânga, când se uită în stânga, pac, pleacă din dreapta câțiva, când se uită în dreapta, pleacă din stânga câțiva. Și nu vede că toți fug de pe lângă el. Samuel trebuia să vină să aducă jerfă ca Dumnezeu să bine binecuvânteze poporul și să dea biruință în conflictul militar. Și Samuel nu știu ce face, uită zilele. Bă, în vârstă, uită ceasul, ce se întâmplă. Vede că unii dezertează, alții se ascund prin tufișuri. Imaginează-ți că împărat, cam cum te duci tu la război, față în față cu oase numeroase, în armată, și atâi se ascund prin tufișuri. Uitați, uite, spune textul că stăteau tupiliți în tufișuri. Ăștia le turbați în război, într-adevăr. Deci te duci la război cu niște oameni care stau ascunși prin tufișuri. Alții se bagă prin anumite gropi unde se mai adunau lecuță de apă. Alții fugeau pe nu știu unde, prin stâni. Tot felul de... Toți dezertau. Și omul într-o situație critică. Domne, vin vrăjmașii păstă mine, a mei se, se împrăște în stânga, în dreapta. nici nu vezi cum fu ca Pe Păi ce fac? Pleacă, pleacă toți de lângă mine și n-am început războiul. Trebuie să încep de urgență războiul, că altfel rămân singur. Eu cu Ionatan. Dar cum să începi război, știa el, fără să vină Dumnezeu cu tine în război? Să-ți dea Dumnezeu biruință. Și atunci, dacă nu vine după timpul stabilit, Samuel, oamenii fug de pe lângă el, stânga, dreapta, el ce auzi, nu mai am timp să aștept. Ia niște jerfe și le aduce ca ardere de tot și jerfe de mulțumire înaintea Domnului. Dar această lucrare nu putea face un împărat, putea să facă doar un profesor sau un preot. Și în timp ce el aduce jerfa ca să-l chime pe Dumnezeu, el a vrut să se închine Domnului, s-a închinat lui Dumnezeu, s-a rugat, a glorificat pe Domnul. Și în timp ce el face, are un scop bun, să-i se închine lui Dumnezeu, să vină Dumnezeu cu Israel la luptă și să dea biruință, să se salveze din mijlocul problemelor. Vine Samuel la el și spune, Saule, ce se întâmplă aici? Ai lucrat ca un nebun, zice. Tu ai făcut ce nu se cădea să faci. Și omul acesta înțelege că chiar dacă ai un scop bun, mijloacele sunt foarte importante. Trăim o vreme în care diavolul ne spune tot mereu, e adevărat, vorba este atribuită lui Machiavelli, nu e de la Machiavelli, din principele lui. Principiul e de acolo, dar vorba nu e a lui. E cosmetizată de oameni în general. Dar este o realitate a zilor noastre. Auzi, scopul scuză mișloacele. Scopul scuză mijloce, Ai un scop bun, foarte bine, mă, nu contează. Fericirea ta, foarte bine. Propășirea materială a casei tale, bun e scopul, foarte bun. Să te implici în lucrul Domnului, foarte bun. Să poți să dai, foarte bine. Dar ascultați-mă, pentru Dumnezeu nu doar scopurile sunt importante, sunt importante și mijlocele Hristos nu vrea să ajungă la, la slavă, Hristos nu vrea să ajungă să-i se închine tot pământul, toată lumea, făcând pact cu diavolul. Hristos vrea să ajungă la slavă ca lumea să-și plece genunchi înaintea ei, trecând pe la cruce, învățându-ne pe noi că scopul nu scuză mijloacele. Iubiți mei, să ne ajute Domnul să înțelegem că sus pe munte, când satana ne flutură înainte un câștig financiar, o poziție socială, el ne spune în scopul scuză mijloacele, dar nu este adevărat. Domnul îi spune în pleacă satano, pleacă! Și în textul grecesc este o imagine foarte dură, zice, dispar din fața mea satano, eu nu vreau să ascult ceea ce tu vrei să-mi spui. Era o seară de sâmbătă, undeva destul de târziu, întârziase avionul vreo 4-5 ore, stăteam în aeroport, trebuia să vin dimineața să predic la noi la biserică, estimam că undeva pe la 4-5-6 cel târziu sunt în Oradea de la Budapesta, după aceea zburam din Belgia spre Budapesta, și acolo cu mașina, și stăteam eu și supărat și ispitit, stăteam eu să aștept avionul. În cele din urmă, o venit și avionul. Și când a venit avionul, ne-am îmbarcat, ne-am pus centurile și stoardeza ne spune la un moment dat, în felul următor, după ce am atins înălțimea de crozieră. Oameni buni zice, poate am mai spus această întâmplare, dar se potrivește aici foarte bine. Oameni buni zice, în cabina pilotului este o realitate, nu este o glumă, este o geantă cu un milion de euro cash. Lozul câștigător e sigură treaba în geanta aceasta. Poate te-ai urcat în mașină, om sărac, cu o situație cu mâini, și te cobor de aici milionar e șansa ta. Lozul câștigător este în geantă. Avea vreo câteva zeci, dar lozul câștigător este aici. În momentul acela mi-a venit în minte următorul gând. mare Domnul. Acum ai șansa domnule să mă bine dar și șansa mea. Nu degeaba am întârziat avionul. Și m-am gândit în felul următor, auzi, ce frumos ar fi să mă duc eu acasă la nevastă mea cu un milion de euro cash. Păi, ce s-ar bucura? Prunce n-ar mai putea de bucurie. După aia am zis, auzi, eu nu joc, loz împlic și alte jocuri de noroc, dar uitați ce gând mi-a venit în minte. Mâine dimineață, cu cât drag o să dai 100.000 de euro la adunare. Nevoie la adunare. Iisus e drag, cum n-ar fi nevoie de 100.000 de euro? Mi-a venit în minte, auzi, îți dai seama dacă Domnul îți dă un milion, ce zecioală frumoasă poți să dai? Familia, nu mai ai stres, le cumpere la fiecare punct ce își doresc ei. Cas, mașină și tu și doamna. Relaxat, dai și zecioală consistentă. Vă mărturisesc sincer, a niște furnicători, am simțit prin tot trupul de numai numai. Parcă simțeam o dulce chemare spirituală să mă implic în această acțiune. Am fost convins că Domnul, așa în mintea mea, mi-a venit acest gând, Domnul, Dane, Domnul pregătește marea minune pentru tine. Minune pe care ai așteptat toată viața ta. Când simțeam eu că dau leacă așa înapoi, vine gândul, ce bine ar fi pentru biserică o zeciuială consistentă. Dacă nu are biserica bani și din vina ta, că n-ai te -ai implicat. Stăteam o leac, nu vă spun că au mai fost niște frați de credință acolo în față, o soră, mă special, am recunoscut după Batic, era foarte, foarte implicată în acest proces de binecuvântare, dar până la urmă a fost necăjită. Dar așa am simțit niște furnicături și am zis, Dumnezeule mare, după aceea zicem în filmător, dar dacă Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, trebuie să te bagi în jocul de noroc să-ți dea Dumnezeu? Oare nu poate Dumnezeu să-ți deschidă oportunitate de a avea un salar bun, de a face un business prosper, trebuie să-ți calce în picioare principiile? Dacă Dumnezeu vrea să poarte de grijă bisericii, trebuie să poarte prin anumite lucruri cum aș fi câștigat eu la jocul de noroc, așa, așa zidește Dumnezeu biserica lui. Pe păi nu Dumnezeu, Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ, trebuie să îngrijesc de biserica lui. Vorba lui Lute, pe păi dacă e a ta, Doamne, poartă tu de grijă că e a ta. Dacă familia mea este a lui, păi mă lasă -mi pe mine Dumnezeu să n-am pâine pe masă. Iubiții mei, și-am realizat faptul că scopul bun, bunăstarea financiară pentru mine și casa mea, o zicuială minunată la donare, nu ar fi putut să scuze un mijloc mai potrivit de a câștiga Pentru că e adevărat pe munte Când se ivesc posibilități deosebite De câștig financiar, de succes profesional Ești tentat să crezi că dacă scopul este bun Mijlocele nu contează Dar ascultă-mă pe munte Chiar dacă Satana spune scopul Scuze mijlocele, ascultă-mă Niciodată în ochii lui Dumnezeu Scopul nu scuze mijloacele. Ci Dumnezeu va binecunta munca ta Dumnezeu va binecunta business-ul tău Chiar dacă treci prin situații dificile Dacă tu îi rămâi credincios cele trei spite din zilele de pe urmă. În postiu, ocupă-te mai întâi de pâine. Doi, la templu vreau minuni ca să pot crede. Trei, pe munte, scopul scuză mijloacele. De câte ori nu spune satana, auzi, e postiu în jurul tău, nu sunt bani, nu e o situație bună, e criză. Dacă tu vii la adunare, duminica pierzi financiar și Domnul vine aici și ar vrea să te mângâie. Și Domnul ar să-ți dea pace, bucurie, Dumnezeu să-ți dea vindecare, Dumnezeu să-ți dea un cuvânt de ridicare, Dumnezeu să lucreze pentru tine și nu te găsești la adunare, lipsești. Pentru că e pustiu în viața ta, dar ascultă-mă, mai ales când e pustiu în viața ta, pustiu relațional, nu sunt alții pe lângă tine. Pustiu financiar, ascultă-mă, mai ales atunci ai nevoie să fii omul acela care cauți cuvântul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, rugăciunea, apostul, spiritualitatea și pâinea ta puțin atâta cât te este, dacă o pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu o va binecuvânta. Și puținul tău, după ce vei pune accent pe spiritual, puținul tău, Dumnezeu îl va mulți. Și vei spune, da, e adevărat ce a spus David, e o realitate pentru mine. Am fost și o tânăr și am îmbătrânit. Sau am vârsta pe care am, dar n-am văzut pe un om neprihănit părăsit. Nici pe urmașii lui ce și pâinea de ce că fiul tău va spune, auzi, eu am văzut că asta s-a întâmplat în casa noastră. Tatăl a fost spiritual, mama a fost spirituală și Dumnezeu ne-a dat pâine ca în somn. Păi ce-a pus tata, mâna Dumnezeu a pus binecuvântarea și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Fii un om care cauți mai presus de toate mântuirea, biserica, rugăciunea, cuvântul, postul și Dumnezeu îți va da pâine pe masă mări să fie numele. La templu, satana spune, auzi, în prezența lui Dumnezeu e nevoie de minuni ca să poți crede. Nu! Noi credem în minuni și le așteptăm, dar chiar dacă Domnul nu face minunea, chiar dacă Domnul nu lucrează, noi nu dăm înapoi, noi nu ne îndepărtăm de Domnul. Noi credem în minuni, dar dincolo de minuni, noi credem în Dumnezeu, mări să-i fie numele și ne încredem în El. Pe munte, când ai oportunitate să faci banii mai penecinstite, să promovezi în funcții importante, mai penecinstite, deci în felul următor, scozul, scopul nu scuză mijloacele. Binecuvântarea Domnului de propășire, binecuvântarea Domnului îmbogățește. În pruncei am auzit o predică foarte interesantă și mi-au rămas în minte cele trei instrumente ale satanei. Vreau să vi le spun și vouă Ziceam în frate așa, măi frați și surori, aveți mare grijă. Diavolul are trei instrumente de lucru. Era mic, dar am făcut urechile mari să aud care sunt cele trei instrumente de lucru. 1. zice, are o momială, ceva ce-ți place. Ceva ce-ți place. Niciodată diavolul nu vin la tine cu ceva ce nu-ți place sau nu ai nevoie. Vedeți, la Hristos a venit cu ceva ce i-a plăcut și a avut nevoie, pâine. Închinarea tuturor era, era dezideratul lui. Hristos are aceste necesități. Diavolul vin la tine cu ceva ce-ți place și cu anumite nevoi. Știe Dumnezeu că e nevoie. Are momeală, ceva ce îți place, o necesitate a și pasta ți-o pune înainte. Dar tu zici, auzi, se află și mă fac de râs. Și ce crede nevastă, ce crede bărbatul, și ce crede frații, și ce se întâmplă cu mine, și află fiscul și mai departe. Și diavolul de zice, auzi, stai liniștit. Momeala, aici ai draperia, perdeaua. După perdea nu te vede absolut nimeni. Cine știe ce faci tu? Cine știe pe unde te duci tu? Cine? Mă, tu știi. Și după ce ai luat momeala în brațe, ori care ar fi, ea, acolo după draperie, după perdea, zice, are o tobă de mare. Și când începe să bată pe tobă, zice, află toată lumea. Și când bate pe tobă de numai, numai ce trage draperia, iar tu rămâi de rușine. Și atunci te cuprinde disperarea. Uită-te să vezi în viața ta, să mă uit în viața mea. Coase trei operează Satana, nu e așa? o momeală, o necesitate, o nevoie, ceva ce îți place, o oportunitate. Dar tu zici, o se va afla, poate, poate, se va afla, mă fac de tot râsul. Dar zice satana, stai, nu se află, fiile, nu se află. Ai luat momeala în brațe și când o ții tu bine așa momeala în brațe, că în sfârșit ți-ai văzut visul cu ochii, trage draperia la o parte, poc, bate toba de numai numai și atunci te cuprinde disperarea și rușinea. Domnul să aibă milă de noi. David, care o mușca momeala satanii, crezând că are o draperie consistentă, că nu se va afla ce a făcut el cu Batșeba și cu Rehetitul, într-o zi aute ropotele tobelor și spune el în felul următor, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Când noi ne vedem descoperiți cu păcatele noastre preferate în brațe, oricare ar fi acelea, ne umplem de o rușine de el, mai ne rușine de noi, nerușine de cei de lângă noi. Dar interesant, când îți întorci privirile spre Dumnezeu, Măcar că ar trebui să-ți fie rușine, ar trebui să-mi fie rușine. Dumnezeu ne luminează fața de bucurie și nu ni se mai umple fața de rușine. Așa e Dumnezeul nostru. Aș vrea momentele următoare ce ne stau înainte să ne rugăm Domnului. Și dacă am căzut vreunul dintre noi în ispite, și aș putea să spun că toți am căzut într-o ispite sau alta, se spune, Doamne, ai milă de noi și iartă-ne dacă în pustiu ne-am ocupat mai întâi de pâine iartă și din ziua aceasta vrem, Doamne, mai întâi Evanghelia, mai întâi biserica, mai întâi rugăciune, mai întâi postul, mai întâi spiritualitatea și Tu ne vei purta de grijă și în cele pământești. Dacă toată ziua am fugit după minuni și dacă nu se întâmplă minunea, ne pierdem credința, iartă-ne, Doamne, credem în minuni, tânjim, așteptăm minunea, dar chiar dacă nu se va săvârși minunea, chiar dacă nu vom vedea lucrul dorit, noi tot ne vom bucura în Tine, noi tot vom crede în Tine, noi tot te vom sluji, Doamne. Noi tot o să rămânem cu tine. Poate ești pe munte să vei urca pe munte. Câștig financiar, succes profesional. Și deavol spune, auzi, scopul bun, scuză mijloacele, ascultă-mă. Scopul este important, dar pentru Dumnezeu și mijloacele sunt importante. Dumnezeu va binecuvânta puținul sau multul tău și vei avea de, din belșug și vei spune, mare este Dumnezeul meu. În această zi, întoarceți privirea spre Domn și spune, Doamne, dăm putere să stau toată viața mea lângă tine. Dăm putere să rezist în ispite, să nu cad. Dacă am căzut, iartă-mă și dă-mi un nou început cu tine. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu, să cerem iertare de la Domnul și în același timp să cerem de la Domnul nou început. Să-i cerem Domnului să ne umple de putere, de Duhul Sfânt, să rezistăm în ispite, să nu cădem în ispite și zic, Doamne, ajută-ne la acest lucru. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.